Bună ziua, domnișoara Victoria, sunt Maria și astăzi o să vă adresez câteva întrebări. Bună, Maria! Când erați mică, care era cel mai mare vis al dumneavoastră? Al tău, în primul rând, te rog. O să râzi. Cel mai mare vis al meu când eram mică era să fiu gospodină. O să râzi dacă vrei. Pentru că stăteam la casă și începeam să fac mâncare din noroi, nisip, frunze și bineînțeles că le duceam mamei mele să le guste și mama m-a lăudat de fiecare dată că sunt cele mai bune. Gospodină, cred că nu e un job. Nu e. Eu atunci credeam că e un job. Gospodina, decât își pună o batistă, da. Dă la pui? Dar la ce vârstă ți-a plăcut prima dată de un băiat? Wow, stai că nu m-am mai gândit la asta de mult. Mi-a plăcut de un băiat la grădini. Am fost întotdeauna foarte, foarte timidă. Abia dacă salutam oamenii pe stradă sau cei pe care îi cunoșteam, mă trimitea mama înapoi. Dacă intram în scara blocului și nu salutam, mama mă trimitea înapoi. N-ai salutat? Du-te înapoi și salută. Și de atunci, bineînțeles că salut pe toată lumea. Și după aia, eram într-o tabără, pentru că ai mei ne duceau pe mine și pe fratele meu în tabere vara. Și era un băiat, Denis îl chema. Și iară mi-a plăcut de el foarte tare, dar tot n-am îndrăznit niciodată să-i spun nimic. Știu că ai fost căsătorită și că acum ai un băiețel. Da. Foarte frumos, Carol. Da. Nu știu, ai mai dori să faci o fetiță sau un băiețel? Mi-aș mai dori un copil, mai doresc un copil. Bineînțeles că nu mi-am pus în plan chestia asta încă, pentru că, cum ai spus și tu, nu mai sunt căsătorită, așa că nu pot să-mi planific lucrul ăsta, dar da, îmi doresc. Nu știu dacă nu sunt genul de mămică care are un băiat și vrea neapărat o fetiță. Mi-aș dori o fetiță, dar am ales de mult deja un nume de băiat, așa că sunt deschisă. Dar ai un prieten? Am mai mulți prieteni. Nu în sensul... Din ăla special? Ăla care începe cu I. Cu I? Dar nu pot eu să spun. De ce? Zi. Nu. De ce? Nu pot, nu. Adică dacă am un iubit? Da. Nu am un iubit acum. Dar știi ce? După ce m-am despărțit de fostul meu soț, mi-am dat seama că mi-ar face foarte bine să am o perioadă în care să fiu singură, să mă cunosc, să mă readun după divorț și așa mai departe. Și sunt foarte, foarte ok cu situația asta. Nu-ți pare rău că te-ai... Nu-mi pare rău. Îmi pare rău că n-am mers, bineînțeles, adică aș fi ipocrită acum să spun nu-mi pare rău că am făcut-o sau ceva. Îmi pare rău că nu a funcționat, pentru că mi-am dorit foarte tare să funcționeze, dar nu-mi pare rău după perioada pe care am avut-o după divorț, mi-am dat seama că nu-mi pare rău că s-a întâmplat totuși, pentru că a fost o decizie foarte bună. Dar cum ar fi bărbatul perfect pentru tine sau ideal pentru tine? Să știi că eu nu cred că există nici bărbatul ideal, nici femeia ideală. Toți le avem pe ale noastre și atunci când te întâlnești cu cineva în felul ăsta, trebuie să te... să faci așa un joc până când piesele fac așa. Dar ce este vina? Ce este vina? Da. Ce întrebări pui, Maria? M-am simțit, de exemplu, de foarte multe ori vinovată că nu sunt o mamă bună pentru Carol. Eu cred că ești o mamă perfectă. Mulțumesc! Vezi că mă faci să plâng, că sunt foarte sensibilă. De când l-am pe Carol, știi cum plâng instant. Am avut problema asta înainte, știi de ce? Pentru că simțeam presiunea din afară, din ce știam eu dinainte să l-am pe Carol, din ce știam eu ca idee că ar trebui să fie o mamă. Și atunci mă simțeam vinovată când, de exemplu, eram prea obosită, când nu aveam chef. Mă simțeam pur și simplu, făceam ce trebuia să fac, dar nu aveam chef și mă simțeam vinovată că nu aveam chef și simțeam cumva așa că nu sunt suficient de bună, că aș putea mai mult, dar nu puteam mai mult, pentru că de când îl am pe el, întotdeauna am făcut tot ce am putut, cât de bine am putut. Și știi când s-a terminat vina, când nu m-am mai simțit vinovată? Când mi-am dat seama că nu sunt o mamă perfectă, că nu pot să fiu o mamă perfectă. Că nu pot să fiu mama aia pe care mi-am imaginat-o eu dinainte. Adică gândește-te doar așa, că tu când ieși în societate, să zicem, da? Mediul social, să zicem că te arăți ca un om perfect. Dar când te duci acasă la tine, nu ești perfect. Îți mulțumesc foarte mult că ai participat. Și eu îți mulțumesc și mi-a plăcut foarte tare, pe bune, încă o dată să stau de vorbă cu tine.